Dezorientală este o carte scrisă de Negar Javadi, m-a atras prin titlu, bineînțeles, și apoi am văzut că vorbește despre o tânără lesbiană de origine iraniană care ajunge în Paris și își dorește un copil prin inseminare artificială, iar de-a lungul acestei perioade rememorează lucruri despre propria ei copilărie, tinerețe și despre familia ei. Astfel aflăm despre evenimentele din Iran, declinul dinastiei Pahlavi, Revoluția iraniană din 1979, faptul că la putere ajunge Ayatollahul Khomeini, etc. În filmul Circumstance, o coproducție francezo-iraniano-americană, se vorbește despre homosexualitate în Iranul modern. De asta dată suntem într-o familie iraniană bogată.